Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Cam cu minte, sora Magdalena. Mie mi-a plăcut ce a făcut în trecut cu această măicuță sexy, de ochiată, ne la locul ei, altfel. Bine v-am găsit, fiii mei! Vă sărut pe toate cele sfinte! Vai, eu nu pot să urmăresc acest număr, deoarece este păcat. Era o păcătoasă. O mare păcătoasă. Adică făcea numai nenorociri în curtea bisericii. Eu sunt sora Magdalena, după cum bine știți. Și vreau să vă spun că eu din totdeauna am tânjit la viața de civil. Dar până la urmă mi-am dat seama că tot la mănăstire e mai bine. În lumea voastră sunt foarte multe lucruri interzise. Mai multe decât în lumea noastră. Așa că zilele trecute când mă uitam pe site-urile acelea porno, Doamne ferește, vreau să vă spun că este mare, mare păcat, pentru că la noi la mănăstire nu stăm pe Pornhub, noi stăm pe Prohub. Eu am o întrebare, din la 15 ani. Te rog. Viața voastră este... Tu crezi că e pe axa cea bună? Actoricește vorbind, da. Plus că e un rol cam greu, un rol dificil. Filmele pe vremuri erau cu măicuțe. În ziua de astăzi, filmele sunt cu măicuțe vitrege. Bun. E un contrast complet acolo. Lumea asta voastră este plină de perversiuni, copiii mei. Foarte multe. Nu, eu chiar m-am speriat și am zis să mă deduc la viața civilă. Am cunoscut un băiat, se numea Florinel. Era numai cu 4 ani mai mare ca tata. Norocul meu că eu întotdeauna am crezut în iubire. Și Florinel m-a pus să nechez. Dar eu i-am spus așa, uite care-i treaba, vă, băiatule. Am acceptat să fiu mama ta vitregă. Am acceptat să mă pun în genunchi. Dar treaba asta cu nechezatul ca o iapă, pentru treaba asta trebuie să mă plătească. Și am cerut 200 de euro. Și el a început să plângă și a zis că să-i dau o reducere, că și-a pierdut serviciul. Acum, serios, și Țiriac și-a pierdut serviciul și uitați-vă la el ce bine e. Nu, dar eu tocmai de asta am zis că mai bine mă reîntorc la mănăstire. Chiar am rugat-o pe sora Piftie să mă ierte și să mă primească înapoi, pentru că eu rugăciuni știu foarte bine. Cu munca sunt obișnuită, în genunchi fac performanță. Și vreau să vă spun că îmi fac și crucea de 2 ori sus și odată jos. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Ce text curajos. Nu e așa? Noroc că e un rol. Da, e un rol. Lumea voastră, dragii mei, este foarte ciudată. N-aveți voie să vă enervați. N-aveți voie să spuneți ce aveți pe suflet. N-aveți voie să spuneți despre diferențele dintre oameni. Nimic. Să știți că dacă un bărbat de la biserică place un alt bărbat, eu înțeleg. Dar stați fără grijă că nu s-a ajuns într-atât încât să existe măicuțe cu penis. Nu sunt bani, da. Nu sunt bani, da. În plus, să știți că mie îmi plac africanii. Și voiam să vă spun acest lucru. Îmi plac foarte mult africanii. Știți de ce, nu? Nu. Pentru că atunci când îi pui să facă curat, ei nu ripostează că sunt obișnuiți. E rasistă, e xenofobie, mergi la pușcărie. Nu, domnul Chelo, nu sunt rasistă. Tocmai mie îmi plac foarte mult, am recunoscut, n-am de ce să mă ascund. Sunt chiar foarte simpatici. O să-și ia hate. Mult. Eu știu că
există foarte mulți oameni ciudați în lumea voastră și totodată există bărbați care ei se identifică ca fiind femei. Și atunci cei de lângă zic, a, ok, ești femeie. Păi bun, a venit cineva la mine și m-a întrebat și pe mine. Și am zis că m-am născut bărbat, dar că mă identific cu o femeie. Și atunci ce sunt? Bolnav, bă, băiatule, ce pot să fie altceva? Nu? Eu zic că adevărul doare. Este cel mai bun. Pentru că dacă spui adevărul, viața este mult mai bună. Eu știu că toată lumea o să zică că iar am venit în emisiunea asta să vorbesc cu păcat. Dar și m-a criticat foarte multă lume. Și tocmai de asta părintele Pavnuție a fost foarte supărat. Dar el este un bărbat extraordinar. Și pentru mine a fost așa ca o agnee. De la 15 ani. Oh my God. Oh, alo. Eu sunt prea pudică pentru aceste glume. Dar eu trebuie să vă spun că chiar dacă am foarte multe lucruri de zis, pentru că am extrem de multe lucruri de zis, mă așteaptă sora Piftie. Mi-a zis să ajung puțin mai devreme la mănăstire, că poate trag și eu ceva, că dacă ajung mai târziu, n-am putut să trag decât clopotul. Și știți vorba aia, bate fierul cât e cald și călugărița cât e fierbinte. Oh! Bă! Deci eu știu gluma și tot râd. N-am văzut-o pe asta venind. Așa că eu vă zic un singur lucru. Ia. Magie. Eu o să mă întorc la mănăstire. Magie. Oh, vai, mai face ceva. Și vă dau un sfat. Să vă iubiți mult. Pentru că unde dragoste nu e, facem. Bravo. Hai înapoi, gata, bravo. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.